Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre cum poate fi combătută teoria victoriei lui Putin și despre ce tipuri de armament pierde cel mai mult Rusia în Ucraina. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, teoria victoriei liderului rus Vladimir Putin, potrivit căreia Rusia va putea face un avans treptat în Ucraina pe o perioadă nedeterminată, îl va încuraja pe Putin să prelungească războiul și să întărească dorința de a distruge statualitatea ucraineană. Potrivit analiștilor Institutului, Occidentul ar trebui să se grăbească să ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a desfășura operațiuni contraofensive pentru a distruge teoria victoriei lui Putin și a preveni un război prelungit. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat într-un interviu acordat Philadelphia Inquirer, publicat pe 30 iunie, că se teme că Occidentului îi este frică să insiste asupra unei victorii totale pentru Ucraina din cauza preocupărilor occidentale cu privire la stabilitatea în Rusia și că această temă i-a permis lui Putin să continue să ocupe cât mai mult teritoriu ucrainean. Zelensky a avertizat că fiecare avans al Rusiei întărește poziția de negociere a Rusiei și că Putin ar putea decide să încerce să folosească această poziție la un moment dat. Bineînțeles, pentru a asigura o încetare a focului care să permită Rusiei să se pregătească pentru o nouă agresiune împotriva Ucrainei. Putin a formulat o teorie a victoriei care prezice că forțele ruse vor fi capabile să-și continue avansul progresiv treptat la nesfârșit, să împiedice Ucraina să desfășoare operațiuni de contraofensivă semnificative din punct de vedere operațional și să câștige un război de uzură împotriva forțelor ucrainene. Un război prelungit favorizează calculele lui Putin, deoarece el crede că probabil Rusia poate deține orice teritoriu dorește și cu cât războiul durează mai mult, cu atât este mai probabil ca forțele ruse să-și poată atinge obiectivele teritoriale declarate. Putin și Kremlinul nu au stabilit în mod deliberat limite pentru obiectivele lor de cucerire în Ucraina și au sugerat în mod repetat că teritoriile din Herson, Zaporojie, Donetsk, Luhansk fac parte din Rusia. În prezent, Putin nu dorește să accepte nimic în afară de o predare completă a Ucrainei, cu toate acestea, așa cum declarațiile și cererile sale au demonstrat în mod constant, el va vedea orice acord de încetare a focului ca un mecanism de pregătire a Rusiei pentru a relua operațiunile ofensive în viitor, pentru a-și atinge obiectivele, adică capitularea Ucrainei. Ziua 859 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 1 iulie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 543.810 militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1.110 militari, 19 tancuri, 26 de vehicule blindate de luptă și 66 de sisteme de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Ce tipuri de armament pierde cel mai mult Rusia? Statul major al forțelor armate ale Ucrainei a publicat pierderile totale în lupta ale Rusiei în perioada 24 februarie 2022 până în 1 iulie 2024. În această perioadă, Rusia a suferit pierderi semnificative în tehnologie. Numărul total de echipamente pierdute este de 77.602 unități. Să luăm în considerare mai detaliat ce tipuri de tehnologie pierde cel mai mult Rusia. Iată principalele pierderi de echipamente. Echipamentele auto și cisternele ocupă primul loc în ceea ce privește numărul de pierderi. Dintre acestea au fost înregistrate ca pierdute 19.713 unități, ceea ce reprezintă peste 25% din numărul total de echipamente pierdute.
Vehiculele blindate de luptă se află pe locul 2 pe listă cu pierdere de 15.550 de unități, ceea ce înseamnă 20% din total. Aceste vehicule sunt un element cheie al operațiunilor militare la sol, astfel încât rata lor mare de pierderi subliniază intensitatea luptei la sol. Sistemele de artilerie ocupă locul al treilea în topul de pierderi cu 14.599 de unități, adică 18,81%. Artileria rămâne principala forță de distrugere pe câmpul de luptă, iar pierderile acestea afectează foarte, foarte mult capacitățile de luptă rusești. Vehiculele aeriene fără pilot, dronele care au devenit parte integrantă a războiului modern, reprezintă aproape 15% din numărul total de pierderi, adică 11.620 de unități. Inamicul folosește drone de recunoaștere și lovituri pe teritoriul Ucrainei. Alte categorii de echipamente au procente mai mici de pierderi, de exemplu, tancurile reprezintă 10,44% din totalul pierderilor, adică 8.099 de tancuri. Echipamentele speciale 3,15%, adică 2.448 de unități, avioane 360 de unități și elicoptere 326 de unități. Statisticile arată de asemenea că dinamica pierderilor se schimbă în fiecare lună. De exemplu, în octombrie 2023 au fost adăugate 539 de unități de tancuri și 886 de unități de vehicule blindate. În decembrie 2023 existau încă 419 tancuri și încă 715 vehicule blindate. Aceste cifre mărturisesc intensitatea ostilităților și pierderile constante de echipamente care afectează capacitatea generală de luptă a armatei rusești. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.